Bună România, bună România, bună seara dumneavoastră și invitaților dumneavoastră. Ne apucăm de treabă, ne apucăm de lucru. Bună seara, Zoan Zanfir. Bună seara, Radu. Suntem sub influența acestui nou bilanț care pare că e la fel de rău ca ăla de ieri. O ținem în situația aceasta la 300 de cazuri depistate zilnic. Uite, văd 320 de noi cazuri, noi nouțe. Ideea este că România e greu de urnit în momentul de față în ideea de a se proteja de acest COVID-19. Nu mai crede nimeni în COVID-19. Poate să fie 1000 de cazuri, poate 2000, 3000 de cazuri. Putem să blocăm toate spitalele. România o să spună, asta e o șmecherie făcută pentru că. Nu, nicio problemă, că înțeleg că mai sunt paturi. Da. Deci cât încă mai sunt paturi pe la Victor Babeș, la străinul Cercel să nu încercați să vă faceți rezervare, că nu mai prindeți liber. Nu mai găsiți acolo. Nu mai, acolo s-a dat de mult. Deci, Năvodari, Matei Balș, nu mai găsiți nimic. Astea sunt stațiuni pline ochi. Puteți, în schimb, înțeleg că mai sunt câteva paturi pe la Victor Babeș și pe la Spitalul Colentina, iarăși s-ar mai găsi loc. Deci, dacă vreți să fiți corona sceptici, puteți să fiți, că încă mai sunt încă mai e loc de așa ceva. Hai să vedem bilanțul zilei, ce s-a întâmplat, cum s-a trecut peste această zi. Bilanțul total al epidemiei a ajuns la 23.400 de cazuri, după ce în ultimele 24 de ore au fost raportate 320 de infecții noi. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 16.555 au fost declarate vindecate și externate. 11 oameni au murit în ultima zi, anunță grupul de comunicare strategică. Dintre victime, o singură persoană nu avea comorbidități. Este deja a treia zi consecutivă în care numărul de cazuri depășește 300. România se confruntă cu un nou val de cazuri după relaxarea începută pe 15 mai. Odată cu măsurile de relaxare, chiar dacă noi le-am luat într-o cadență bine gândită, le-am luat pas cu pas, le-am luat treptat, sigur că numărul interacțiunilor între oameni a crescut semnificativ și riscul de transmitere în comunitate a crescut semnificativ. Personal urmăresc cu atenție evoluția cazurilor, îndemn oamenii să respecte regulile, să se protejeze, să-i protejeze pe ceilalți. De fiecare dată când există o situație în care cineva nu poate fi internat, noi avem un comandament, comandantul acțiunii este secretarul de stat Raed Arafat, care coordonează un centru de comandă care este amplasat la Ciolpan. Acest centru de comandă asigură distribuirea resurselor a pacienților, a medicilor, în funcție de nevoile care există în fiecare județ. Premierul Ludovic Orban dă asigurări că România va face față în continuare pandemiei, deși restricțiile sunt mult mai puține. Eu am încredere că, acum să fim cinstiți, e o creștere totuși rezonabilă, nu e o creștere care să ne sperie încă. Și e firească această creștere, că, repet, din cauza măsurilor de relaxare, au crescut interacțiunile între oameni. Oamenii se întâlnesc mult mai des, intră în contact mult mai des, fie la locul de muncă, fie în mijloc de transport, fie în hotel, fie pe plajă, fie pe terase. Și în măsura în care nu lasă garda jos, ei pot să controleze riscul de răspândire. În spitale, situația este însă tot mai îngrijorătoare. Institutele Matei Balș și Victor Babeș sunt deja arhipline. Ne-am relaxat, toată lumea e fericită. Unii cred că boala asta nici nu a existat vreodată. Ei bine, există. Și e din ce în ce mai multă. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale Dr. Victor Babeș din București e plin. Vin grupuri de 10 de persoane depistate în comunitate în București zilnic. Călărași, Roșiori, Giurgiu. Colegii din DSP caută locuri în spital. Noi primim cât timp încă mai putem asigura un flux externare-internare, dar în condițiile astea deja suntem plini. Terapia intensivă e colmatată, spitalul plin, medicii și asistentele în acțiune maximă. E plin. Nici la început nu a fost așa. Boala există și poate fi atât de gravă cum nu vă închipuiți, a atras atenția Simina Aisel Florescu, directorul medical al spitalului Victor Babeș. Să dai seama de unde o luăm dacă trebuie să specificăm boala există. De unde am plecat? Mă, de unde s-a plecat cu acest COVID-19, cu detalii, cu tot felul de chestii științifice, cu nebuneală? Și acum am ajuns la stadiu, să știți că boala există. Deci nu e vorba. Standardele noastre epidemiologice nu mai sunt ce au fost. Dacă începe informarea cu... Primul rând, boala există. Asta e prima chestie. N-avem voie. De aici plecăm cu discuții. Da, mă gândesc că și la conferințe de presă ar trebui ăsta să fie un răspuns, mă. Nu
Să o spună el de-n proprie inițiativă, ne-a întrebat omul. Să fie întrebat de jurnaliști. O primă întrebare. Văzut că mulți evită. Boala există cu adevărat? Există chestia asta cu COVID? Mă bucur că ați deschis discuția. Da, e o întrebare bună. Și noi ne întrebăm. Pare că există. În principiu, da, ar exista acum. Acum o vedem. Acum mai vedem pe parcurs. Da, adică am văzut și pe Ludovic Orban, zice, domnule, urmăresc cazurile în fiecare zi. Adică era cu boala asta. Interesant să spună, domnule, nu m-am uitat, n-am mai urmărit. Să știți că n-am urmărit subiectul. N-am mai urmărit, nici n-am fost, am și fost plecat din localitate. Nu e domeniul meu de activitate, eu am fost foarte mult pe zona de administrație publică, interesat pe transporturi. Am auzit că e greu să eviți, dar nu n-aș ști să vă dau detalii. Nu vă dau detalii. Și căștile alea în cap, domnule, nu cumva. Eu tot timpul, noi știi că noi tot timpul ne-am branșat la felul în care arată. Bă, cască de aia nu-mi pun. Răzvan, poate va fi nevoie. Poate eu spun, zici. Dacă se va veni cu așa ceva. Ne-au pus botniță, ne pun acum și cască de aia nu spui. Da? Parcă nu știu, mă, cască. Eu respect punctul de vedere. Eu sunt foarte disciplinat. Băi, dacă normele epidemiologice. Dacă vine domnul Rafila și spune, domnule, trebuie și cască. Rafila, nu, să nu vină singur. Să mai vină cu cineva, că e mai greu de convins. Și deci da. Rafila, Arafat, sigur, știu. De bine de rău trebuie să purtați și căști de astea. Eu sunt mai sceptic aici. Eu nu sunt corona sceptic. Eu sunt Rafila sceptic. Eu sunt Arafat sceptic. Eu pe zona asta am o doză de scepticism. Ce să faci? Nu poți să te joci așa, dar hopa mitică, uite, e un punct roșu. Ăla era în străinul Cercel. Dar stai că nici Rafila n-a fost. Nu sunt sceptic, eu sunt convins. Sceptic. Acolo e certitudine. Acolo e clară treaba. Acolo e clar, nu bateți, nu deranjați. Dar uite-te și tu ce înseamnă publicitatea. Matei Balș nu mai are loc, vrei să faci rezervare pentru valul 2. Acum nu, valul 3 nu mai e tot nimic. E full acolo la Matei. E ca vama, da, în perioada bună. Da, dar Rafila unde operează? Nu, știm că nu e chirurg, era o metaforă. Unde activează el? Activează la televizor foarte mult în ultima vreme. Are și un spital unde se retrage de când în când ca într-un depou? Nu, laborator, el este de laborator. Ce de laborator? El este specialist de laborator. Și de laborator. Dar, și de balcon. Da. Și aș vrea să remar totuși și să încerc să-mi aduc aminte, să plonjez în memoria zilei. Hai, Marcel Proust. Marcel Pavel. Marcel Pavel, am vorbit urât noi de Marcel, nu mai mi-aduc aminte. Încerc să mi-aduc aminte. Nu, un pic de Ozana Barabacea. Îmi pare rău. Doar acolo, dar n-a fost neapărat urât, doar subliniam faptul că să te lovească COVID-19-le când ești dita mai euro, sceptic. Dita mai în sensul că de anvergură, da, profesională. Corona scepticul, parcă are o ironie neagră, da, dar o ironie. Trebuie să o sesizăm. Vom vedea. Iar Marcel Pavel a venit Marcel Pavel, nu știu dacă am râs. Am râs un pic, că s-a trezit acum, se primă pe televiziune cu melodia lui. Cine știe ce hit intergalactic a scos? Melodia e melodie, Răzvan. Când ai o melodie, măcar? Tu ai avut vreodată o melodie, să știi ce înseamnă să ai o melodie. Măi, deci când ai o melodie, să mișcă de acolo. Adică așa te apucă. Sunt o perioadă mai tulbure în viața mea. Liceu, am avut și eu melodie, nu m-am ascultat. Deci, ce vreau eu să te întreb pe tine? Ai ascultat piesa asta? Că poate justifică internet. Dacă e o piesă grozavă. Să vedem imaginele, că poate apare și piesa asta. Poate dăm să piesa asta și... Păi valoare. Da, domnule, pentru piesa asta spui viața în pericol. Printre persoanele infectate se numără și Andrei Ștefănescu, solistul de la trupa Alb Negru. De adevăr, suntem la spital, dar suntem bine, suntem în stare bună. Și vreau celor care mi-au scris mii de mesaje, am primit astăzi, că sunt bine și că abia aștept să ies. Se pare că prezentatorul este asimptomatic, dar medicii au recomandat acestuia să rămână internat în cadrul spitalului. Ați văzut imagini emoționante cu melodia lui Marcel Pavel și acum... Sunete! Dacă punem așa problema, a meritat până la urmă tot travaliu, ai văzut, era o melodie lucrată, sigur, seamănă un pic cu melodia consacrată, dar până la urmă și glumele noastre seamănă între ele, că ăsta e stilul nostru, ăla e stilul lui Marcel Pavel. Ce vreau să remarc? Ce vreau să remarc e că... Sunt două, de fapt. Deci, până la urmă, două. E frumoasa mea și mai e încă una. Ce frumoasă ești. Sunt două melodii. Deci, sunt două melodii și trei cuvinte. Frumusețea, până am la urmă, înțeles. Feminină. Deci, este în stare de șoc de frumoasă e. E la a cincea melodie. Deci, nu știe cum să-i mai spună. Da. Eu trebuie să remarc că domnul Marcel Pavel și melodia sa... Eu acum intru pe Facebook-ul lui Marcel Pavel. Vezi ce a pus acolo. Da. Deci, acum, eu am fost foarte curios, ați văzut, mi-am și manifestat public această curiozitate. Am vrut să știu dacă și-a pus sănătatea în pericol într-un scop nobil. Domne, cred că sunt puțini cei care au descoperit că e o altă melodie decât aia veche. Aia lui cu frumoasa mea. Lucrurile sunt așa, nu mai sunt așa cum spui. Ce frumoasă ești a mea. El ceva
lucrat ceva la E la ceva bolios? Lucrat, dar e tot acel ceva lucrat, nu e altceva lucrat. Putea să... Deci mergea, era bine mersi melodia aia veche, deci ce-a vrut? Ai modificat-o un pic. Nu știu, eu spun că mai mult pentru videoclip s-a plimbat. Deci pe care îl putea trage. Deci că... nu e de luat COVID pentru așa ceva. Că îmi cer scuze, n-am urechea ta muzicală, Radu. Dar eu prima dată i-am rugat pe colegii de regie. Nu, domne, nu pe aia veche, dar eu pe aia nouă. Nu, domne, că asta e aia nouă. Păi și aia veche. Fac o notă discordantă. Nu știu, mi se pare. Tu ești mare fan Marcel Pagă. Știu. Tu ai pe el, pe moștii ăștia sacri care îți plac ție. Da. Și vreau să-i trec în revistă. Marcel Pavel, Aurelian Temișan. Știu că îți place foarte mult. Cătălin Crișan. Gabriel Dorobanțu, care mă nebunit cu Gabriel Dorobanțu. Mai nebunit cu Gabriel Dorobanțu. Așa. Și bineînțeles, da. Domnul Daminescu. Care știu că o să întrebe, e o plăcere... O să audă că s-a vorbit și o să întrebe. Și Radu Buzoianu totuși a avut un moment în care să mergea apărare, s-a ridicat și cu favoarea mea. Știu că îți place. Și lumea o să-i spun, da, domnule, era un băiat acolo care ți-a luat apărarea, Marcel. Dar vreau să intru deci, pe Facebook-ul Marcel și, Pavel. Și în pauză se ceartă cu mine pe hiturile, pe șlagările lui Marcel Pavel. Bună dimineața, zice Marcel Pavel. Bună dimineața, domnule prieteni. Pavel. În ultimele zile am trecut prin momente cumplite și de aceea este lez de înțeles că nu... a mai apărut pe rețelele de socializare. Multă lume se întreba de ce n-a mai apărut. Bă, de ce n-a apărut dacă tot se degeaba în pat? Regretul cel mai mare a fost acela că mass media nu se dezminte niciodată, câteva excepții făcând doar anumite publicații și posturi TV de știri, asta dacă ne-a inclus. Antena 3, Realitatea și România TV. B1 nu vă că scrie. Deci noi ce-am făcut? Deci noi suntem la cei care nu ne dezmințim și facem nasoare. Două observații. Te rog. Prima, să facem subiectul între acord și predica mass media este plural, înseamnă mijloace de comunicare în masă. Asta pentru domnul Marcel Pavel. Nu asta contează. Dacă în vrei, viață. Pun pe versuri. Și în al doilea rând, care este informația falsă pe care am difuzat-o? Care au dat știrile la modul foarte corect ăștia de a pus în paranteză. Privind starea mea de sănătate și cauzele reale ale acestei nenorociri care s-au abătut asupra mea. Păi și eu ce am zis, mă, că a luat-o de-n târg, de-n vitan, noi ce am mințit? Păi fii atent, contactând o dublă pneumonie corelată cu acest nenorocit de COVID-19. Păi și eu ce am spus, deci, domnule, care pojărel? Dublă pneumonie. N-am vrut să intru în detaliile medicale ale omului, eu îi respect intimitatea sănătății și el zice că nu mă dezmint. Celelalte publicații și posturi TV m-au desființat efectiv comportându-se precum hienele. Băi, de Răzvan, eu mi-aduc aminte și încerc să pun din nou în acord, că suntem pe muzică, să pun pe muzică. Te rog. Am avut genul ăsta de reacție, noi de hienă? Eu am mai fost, știu. Noi mai facem. Cu el, mai în special? Hienă. Noi mai suntem. Dar, dar nu, eu aș vrea nu să atrag cazul. Atenția domnului Marcel Pavel cu mare stimă pentru acest monument al vocii românești. Că hiena este un animal necrofag. Deci... Da. Astea sunt cele două observații. Cele două. Acordul cu mass media și hiena. Mortăciuni și acordul deci pluralului. Nu e cazul, domnul Marcel. Încercați în altă parte. Dar uite că... Aici, și vrei să spun ceva? Nici nu-mi place ultima lui melodie. Răzvan, care, pe care o deosebesc cu greu de prima. Văzând că laudă pe străinul cel cel, a început așa, să nu mai îmi placă nici mie melodia. Mi se pare că n-are niciun rost. Bă, dacă ai o melodie cu frumoasa mea, nu poți să vii iară cu frumoasa. Cu ce să... frumoasă ești, deci, frumoasa mea. Acum încep să devin în mai caz obiectiv. Că ai uitat frumoasa mea, ești așa de frumoasă. Pe măsură ce văd că a criticat B1 TV și l-a lăudat pe străinul cel cel, încep să devin obiectiv și în privința melodiei. Să-l scot în playlist-ul ăla din mașină. Acestea fiind spuse, mergem către spitale unde este plin. Deci nu vă mai găsiți locuri. Deci dacă încercați acum să vă faceți rezervări, nu știu, poate pe weekend. Weekend, sigur, deci weekendul e plin. Năvodari, Matei Balci, toate sunt pline, n-aveți ce să faceți. Hai să urmărim. La 15 zile după primele măsuri de relaxare, numărul persoanelor infectate cu SARS-CoV-2 a crescut constant. Institutul Matei Balci este aproape de capacitatea maximă. Ar fi trebuit să găsim un echilibru între măsurile de... Intra în colaps începând cu 14 august. Asta pentru că de la 1 iunie, numărul RO, care arată câte persoane infectează un bolnav confirmat, este în continuă creștere. Dacă pe 15 mai această cifră era la 0,89, în urmă cu 5 zile, RO crescuse la 1,12. Dacă acest R ar fi la 1,2 și s-ar menține 1,2 până în 14 august, categoric s-ar depăși semnificativ capacitatea terapiei intensive în 14 august și sistemul ar intra în blocaj. Ar însemna că ne-am confruntat cu un val de îmbolnăviri care ar bloca sistemul în august și după aceea din nou ne-am confruntat cu un val în noiembrie
când ar coborî temperaturile la 4 până la 10 grade. Deci situația asta nu se poate, cum se spune, mă scuzați de jargon, nu se poate șmecherie. Aici trebuie să fim foarte serioși, pentru că virusul ăsta chiar te taxează. În ultimele 24 de ore, numai puțin de 320 de persoane au fost depistate pozitiv cu SARS-CoV-2. Greșim că nu vrem să înțelegem că relaxarea poate să vină doar în condițiile unor măsuri de precauție în toate domeniile. Este bagatelizat subiectul și lumea nu înțelege sau nu vrea să creadă că virusul există în continuare în comunitate. Iar dacă nu suntem responsabili și precauți, infecția va reveni. Da. Deci, practic, trebuie să rămâneți responsabili și precauți, conform spuselor domnului doctor. În această perioadă. Cum ar zice și când domnul să președinte, facem... să-l dedicăm totuși la acest statut. Ideea este că locurile sunt în momentul de față ocupate. Treaba este că se merge că din rău mai rău. Consemnăm în fiecare zi sute de cazuri și stau și mă gândesc totuși unde ne vom opri. Pentru că la un dat trebuie să ne oprim cu tot îmbălăul ăsta. De la întrebarea unde ne ducem noi, domnule, unde ne oprim noi, domnule? Ar trebui să ne edităm. Să ne oprim când se termină COVID-ul. Da. Probabil că ne oprim acolo. Noi înainte. Nu ne dăm noi bătuți. Românii nu se predau. Schimbă tabără, dar nu se predau. E posibil la un moment dat să trecem de partea COVID-ului și să încercăm împreună cu COVID-ul să ne întinde cât mai mult. O să zic, bă, vaccinul nu apare, americanii strinși cu alte chestiuni. Hai să o vrem. Deci mai avem câțiva infectați, deci, poate deocamdată... preiau infectații controlul. Lupșul. Și o să fie o rușine câți neinfectați am avut astăzi. Da. Să știți că am depistat 300 de neinfectați. Asta este pentru că nu am relaxat destul măsurile. Deci nu, situația e fluidă. E fluidă. E fluidă ca gender fluid. Dar apropo de situația asta fluidă, acum uite că se pune și problema loteriei care s-a deschis. Acum e și o loterie totuși din cele marci asta cu COVID-ul. Asta. Da, până la urmă o chestie de loterie. Cine are noroc, prinde cine nu are noroc, are. Așa. Hai să urmărim cum cei de la loterie, deși au deschis, au dat drumul, uite că sunt mari îngrijorări pentru că nu respectă normele în vigoare. Loteria Română. În nenumărate rânduri, specialiștii din domeniul jocurilor de noroc sau proprietarii caselor de pariuri sportive și-au dorit să se redeschidă agențiile pentru ca statul să nu mai fie nevoit să plătească șomajul tehnic al angajaților. Acum însă, neregulile sunt întâlnite la tot pasul. Chiar dacă oamenii au început să meargă în agenții, măsurile de protecție împotriva noului coronavirus nu au reprezentat o prioritate pentru patroni. Spre exemplu, Loteria Română a deschis toate agențiile, însă termoscanerele lipsesc cu desăvârșire, deși acest lucru este prevăzut în condițiile impuse de autorități și implicit obligatoriu. Iar contractul pentru achiziționarea 950 de termometre a apărut abia după ce agențiile loteriei au fost deschise. Deși în contract scrie clar că utilizarea produselor în vederea termometrizării angajaților și a participanților la activitatea de jocuri de noroc va începe de la data achiziției, acest lucru nu se știe însă când va fi posibil. Mai mult decât atât, firma care vinde termometrele figurează cu un singur angajat și peste 50.000 de lei pierderi. Prețul total estimat pentru achiziția de termometre digitale non-contact cu infraroșu prevăzute în contract se ridică la aproximativ 114.000 de lei. În România sunt peste 900 de agenții de loto. Peste 900 de agenții de loto. Acum întrebarea este, dom'le, de ce nu lăsăm la loterie și zona asta? De ce nu lăsăm să fie loterie? De ce nu lăsăm pentru fără că... norme epidemiologice, fără nimic. Da. Să fie loteria, să fie dublă loterie. Deci poți câștiga potul cel mare sau poți scăpa neinfectat cu SARS-CoV-2 și a fost la loterie. Și nu, că nu pentru bilet. Am vrut să văd. Cum merge toată chestia. Și după aia, deci să ai biletele astea, să se facă extragerea și să afli dacă ți-au ieșit bilele alea, cifrele alea. Uite, Cataramă, de exemplu, a încercat o extragere de COVID. N-a avut noroc. Păi nu știu, a avut noroc. S-a avut noroc. Aici trebuie să restabilim cum se pune. A avut Cataramă noroc sau n-a avut Cataramă noroc? În viață pare că a avut noroc. În viață așa, e clară treaba. Poți că... știi vreun mare ghinionist. Dar cu COVID-ul ăsta. Președintele României a invocat la un moment dat un celebru moment cu ghinion. Ghinion. Deci, practic, a venit și a invocat ghinionul. Totuși, așa, noi, ca țară, ca neam, așa, punem norocul și așa, că altceva n-am avea. Pe ce am putea conta dacă nu pe... Pe seriozitate. Seriozitatea românului. Și profesionalism. Profesionalism. Seriozitate, profesionalism... temeinicia lucrului extrem de bine făcut. Astea sunt. Spui România, spui rigoare. Rigoare, spui temeinicie, spui izbiceni, comuna izbiceni, unde lucrurile sunt riguros făcute. Leagă în civilizație românești. Pentru că acolo se dezvoltă tot felul de proiecte. Uite, au pus mâna pe 100.000 de euro de la Uniunea Europeană
și au făcut un parc al pescarilor. Mai ce să nu audă Uniunea Europeană. Să n-audă. Să-și iară banii apoi. Vedeți că doamna Chioveși, o să vedeți când o să o apucat. O să vă întrebe, bă, ce ați făcut cu banii aia, bă? Ce făcut? V-ați bucurat acum că ați luat 100.000 de euro? Peste 2-3 ani, dar ce spun, mai știu ce a făcut, în loc să ziceți, bă, dar proste, că am luat bani, ce au făcut Radu de bani ăștia? Răzvan, au făcut un parc al pescarilor. E, un parc al pescarilor, ceea ce da. E normal, e asta normal. Este și... Există peste tot, mă, un parc al pescarilor, e... nu același parc, un parc peste tot. E și în țările civilizate așa ceva, da. Doar că problema este una locală, în sensul că nu există pescari, nu există pescari, că nu există lac, ca un să pescuiască. Aici greșești. Da. Nu există pescari pentru că n-aveau un parc al lor în care să se strângă. Hai să vedem. De când au văzut că au început lucrările la parcul din centrul localității și au citit pe panoul de la intrare că acolo se va construi parcul pescarilor, oamenii s-au revoltat. Localnicii sunt indignați și spun că este strigător la cer să faci un parc al pescarilor într-o localitate în care toți oamenii cultivă legume. Și culmea, nu există niciun pescar profesionist. Parcul pescarilor este un lucru care nu este benefic pentru comuna Izbiceni. Comuna Izbiceni este comună care este specializată în legume, nu în pește. Niciodată comuna Izbiceni n-a avut pescărie, n-au fost pescari profesioniști. Ar fi trebuit să facem altceva cu acești bani. Dar nu are sens aici să mănâncă niște bani. Nu are sens. Aici a fost parc frumos, care era cu pom, cu... flori, de toate. Câți pescari aveți în localitate? Pescari la Izbiceni, să nu exagerez, să fie vreo 20-30 de ăștia amatori care se duc pe bălți încolo, nu vin aici la ce vrea el să facă. Și nu este tot. Primarul a mai cheltuit 40.000 de euro pentru a face parcul copiilor pescarilor. Bună, Izbiceni, în ce legătură cu pescării? Am înțeles că domnul primar mai accesează încă un proiect pentru copiii pescarilor. Copiii însoțiți de părinții pescari. Absurdă investiția într-o localitate cu renumiți legumicultori, activitatea bază fiind de legumicultura, o comună renumită, practic, în trecut, pe producerea tomatelor, să vii să faci în centrul comunei un parc al pescarilor, numai de dragul de a primi niște bani undeva. Autoritățile locale ridică din umeri când vine vorba despre cum vor arăta aceste parcuri. Au luat banii, s-au apucat de treabă și ce va ieși se va vedea la final. Prin o măsură pe PUPAM 2014-2020 va avea un specific pescăresc. Asta este și baza acestui program de finanțare. Ne-am gândit la această măsură pentru a înfrumuseța puțin centrul comunei, în special această suprafață de teren din fața primăriei până la spatele dispensarului. Vor fi bărcuțe, va fi și un loc de întâlnire, cum am văzut și în alte localități, tot cu specific pescăresc. În localitatea Izbiceni, peste 1500 de oameni cultivă legume, fiind comuna situată pe primul loc în ceea ce privește numărul de dosare în programul Tomata. Imagini emoționante. Bun, ce mi se pare mie remarcabil? Știi că românul are această vocație, această vorbă, acest fel de a fi. Bă, nu-i da pește, dă-i bă undiță. Dă-i bă undiță. Dă-i bă parc, bă. Și acum au lărgit un pic aria acestei vorbe. Dom'le, fă-i întâi parc, apoi dă-i undiță. Că dacă n-are parc, degeaba are undiță. Degeaba. Ce fel de pescari ești tu dacă nu te strângi într-un parc? Dom'le, puneți accentul greșit pe o falsă problemă. Parcul pescarilor era o necesitate. Da. Nu contestă nimeni asta. Urbanistică. Mă rog, contestă. Gurile rele, cum se spune. Ăștia doar știu să critique, dar ei au făcut vreodată un parc al pescarilor. Lasă-l, dracu, de parcul ăsta. Bă, dar parcul copiilor pescarilor, ăsta mi se pare mie cu adevărat. S-a mers mai departe. Ceva... Păi da, bă, dar copiilor... Iau corect? Dar pescarii ăștia n-au, mă, și ei copii? Ba da. Și unde se duc, mă, când părinții lor sunt în parcul pescarilor? Și unde să se ducă, domnul primar? Nu se duc nicăieri, stau locul. Păi și atunci nu trebuie să ne organizăm să facem și un parc al prietenilor pescarilor? Sesizesc, eu am o listă de sesizări pentru CNCD, aștept să văd cine câștigă conducerea ca să eu înmânez virgulista. Deci am aia cu pensiile speciale, care cred că e o discriminare acolo, așa. Da. Și cu copiii de aici, de, cum se numește localitatea? Localitatea Izbiceni. Izbiceni. Ne izbicit această revelație. Județul Olt, încolo, dacă e pe județul. Gata, cunosc geografie. Bun. Deci, parcul copiilor pescarilor. Bă, da, copiilor strungarilor. Nu li se face, domnule, un parc? Răzvan, nu a existat această necesitate locală. Practic, nu ai, dacă ai strungar, strungarul nu are nevoie de parc. De parc, da. Deci, doar pe zonă. Dar vânătorii
vânătorii iar. Deci tu simți așa o mică discriminare pe zona de pescuit. Deci se bate mult prea mare monedă și se și consumă foarte multe monede pentru pescari. Deci acolo e un paradis fiscal al pescarilor. Nu, eu văd altfel lucruri. Și nu doar fiscal. Eu, în primul rând, problema locală că nu există baltă ca să pescuiești. Eu aș fi făcut întâi balta și apoi... Da, mă rog, asta aici sunt, așa sunt aici, eu. Aici te contrazic. Da, aici mă... Te duci și pescuiești unde vrei. Important e când te întorci, ești pescar, ești pescar, ai parcul tău, ai parcul tău. În regulă asta. Bă, dar și copilul tău, adică transmitem privilegiile astea ereditar și copiii copiilor pescarilor, că la un moment dat copiii pescarilor vor crește și poate nu vor deveni pescari la rândul lor. Copiilor unde vor merge? Că nu vor putea merge nici în parcul pescarilor unde mergea bunicul, nu vor putea merge nici în parcul copiilor pescarilor unde mergea părintele, pentru că părintele n-a devenit pescar. Sunt întrebări care rămân, dar eu spun parcul că... nepoțeilor pescarilor. Geneza e important. Geneza, eu văd geneza făcută, deci practic au apelat aceste, au acționat aceste fonduri, bănuiesc că în momentul în care era Liviu Dragnea mai marele României, corect, în urmă cu un an, și-au zis și să... pentru Valentin Dragnea, îi facem și lui un parc. Și parcul copiilor, parcul. Avem și pescarul, avem și copilul. Dar poate să faci parcul porcarului. Păi, ca să nu-l mai lăsi să stea mereu în umbra lui Tasu, tu ești băiatul pescarului? Da. Nu, domne, el e porcar în dreptul lui. După 2-3 minute de pauză... N-are mă fermă de porci? Păi da. Da, deci cred că a renunțat la porci. Fostul porcar. Fostul porcar. Cum, cum sunt aici, cum e Bogdan Stelea, fostul portar. Valentin Dragnea este fostul porcar. După o scurtă pauză, ne întoarcem cu un scandal mare petrecut în ziua de ieri, aseară s-a petrecut. Scandalul riscat de către poliția locală din București, care a acționat în mod agresiv într-un parc, apropo de parc. Actuat în mod agresiv cu mijloacele din dotare. O să vedem care sunt mijloacele acelea. Scandal mare, o să stăm de vorbă cu protagoniști. Și poate ne prindem până la finalul emisiunii de ce mai există poliție locală în România. Dacă aveți sugestii, puteți să scrieți pe pagina emisiunii. Eu chiar am această curiozitate. Da, ne-am întors în direct și intrăm într-un subiect care... cu greu poate fi tratat fără să intervină în emisiune CNA-ul, nu? Cu greu poate fi tratat pentru că trebuie să țin. Te uiți la mine acum, ci de ce ești farșe? Și să țin un fel, da, să mi se pare că intervine și că nu e cazul, da, păi când ar fi cazul, dar nu e. Ne-am dat seama cum se procedează, asta este. Organismul politic acționează politic. Șoia, fără, nu, pute, sigur, ea este cunoscută, cântăreața cât Cristina Bolan, dar este irelevant că faptul că e cunoscută. Unel și Șoia au această situație în viață, au doi copii cu această condiție născuți, sindromul Down. Vă dați seama că e o chestiune foarte complicată de gestionat pentru doi părinți și viața lor nu e una prea fericită. Acum, trebuie duși continuu la, mă rog, tata, o să ne povestească Cristina Bolan despre ce e vorba imediat. Cert este că la un moment dat ajungem în parcurile acestea care sunt libere intrării, doar că locurile de joacă sunt blocate în momentul de față. Copiii au această obicei de a merge la locul de joacă. E greu să explici unui copil faptul că, deși suntem în parc lângă locul de joacă, domne, cu coronavirus, nu înțeleg oamenii mari, dar rămitem copiii. Pe de altă parte, un copil cu sindrom Down, vă dați seama că este și mai complicat să explici această chestiune. Și instinctiv s-a dus către locul de joacă. Hai să vedem ce a urmat. Vă declinați identitatea. Eu sunt organ. Bună ziua, dragii mei prieteni. Suntem reținuți de poliție pentru că am venit cu copiii în parc, iar copiii noștri au urcat pe tobogan. Și acum poliția română, poliția locală, acel minunat domn, dar mai ales acest minunat domn, aș vrea să spun, aș vrea să cunosc numele. Deci nu aveți drept, numele dumneavoastră. Dumneavoastră nu aveți drept să mă filmați fără acordul meu. Da? Dacă dumneavoastră aveți în spațiu public, așa, sunt live pe Facebook. Instanță, vă rog frumos. Foarte bine. Vă rog frumos să mă chemați în instanță. Vă rog frumos. Asta era problema în România, că doi copii mici cu sindrom Down, doi copii mici cu dezabilități. Au dus, băi oameni buni. Băi oameni buni, voi sunteți normali. Ia uitați-vă puțin, oameni buni. Salut. Ia uitați-vă voi puțin. Suntem cu copiii în parc. Să vedeți și voi în ce țară trăim, măi, oameni buni. Refuză să devină identitatea. Băi oameni buni. Deci, cei doi copii ai noștri pe care cunoașteți cu toții, o țară întreagă, da? Am ieșit în parc cu ei. Copiii, pentru că sunt copii, au făcut greșeala să se ducă pe acest tobogan.
distinsa doamnă de la poliția locală a considerat că acest lucru, copiii noștri, de a se urca în tobogan, trebuie sancționat, trebuie eventual să fim arestați. Voi înțelegeți în ce țară trăim? Toma și Matei au scăpat din mână și s-au dus pe tobogane. Băi, oameni buni, ați luat-o razna. Măi, frate, am luat-o razna, ai tornat în pi pandemia, mă, frate. Nu mai judecăm, nu mai avem creier, băi, băiatule, băi. Nu suntem normali la cap. Ăia care fură indemnizație pentru copii cu handicap, bă, ăia nu plătesc, mă. Ăia primesc pensii speciale, ăia primesc tot. Ăia sunt pupați în cor și ridicați în slăbi. Și noi pentru că s-au dus copii pe tobogane. Bă, oameni, voi înțelegeți? Toți ceilalți care fac prin țara asta, scapă imaculat. Dacă eram acum, nu știu ce mare mahar, era ok. Era ok. Da, bun, haideți. Mă voi legitima eu. Nu, legitimează-te tu, te rog frumos. Deci, vă rog frumos să nu puneți mâna pe mine. Te rog frumos să te legitimezi. Dacă puneți mâna pe mine, este grav. Dar te rog frumos să te legitimezi. Da, mă legitimez eu. Îți arăt eu actul. Îți arăt eu actul. Sunteți la... Vă rog frumos un minut să rămâneți să iasă. Am un program cu copii. Ia uite-ne ce frumoși suntem. Doi copii cu dezabilități, cu sindrom Down. Ce oameni veniți așa cu privirea? Ce oameni să-și cu privirea, mă? Ce om ești? Ești căsătorit? Ai copii? Zim, ți se pare normal? Se pare normal să te poți așa? Uite actul meu de identitate. Cum? Alexandru Paraschiv? Da. La ce unitate? De cine aparții? Serviciu de intervenții. Serviciu de intervenții. Bun, îmi pare foarte bine. Uite-l aici. Bălan Gabriel. Bălan Gabriel, te rog frumos, la mine mână rămâne. La mine mână rămâne. Stai să deschid ușa la copii. Să deschid ușa la copii, să intre în mașină. Cum să nu țin după ce mi-ai țipat jumătate de oră la soție? Ce vrei să mă bați? Vrei să-mi dai una aici la pe Facebook, te rog frumos. Eu instigator, am venit să-mi apăr nevasta pentru că... Ești responsabil și după părerea mea cu probleme la cap. Da? Nu este uman să te porți așa, nu e normal. Nu e normal să te porți așa. Nu este normal. Ce să semnezi pentru ce? Pentru tulburare liniștii publice după ce ai amenințat-o? Bun! O luăm de la început, o luăm de încoace, o luăm de încolo. În primul rând, tu ca polițist local, în primul rând nu e polițist, e polițist local, nu ai la ce secție să-l duci, că tu nu ai secție, tu ai primărie, tu aparții de o primărie, dar tu ca polițist și polițist local, tu trebuie să te adaptezi la situația de fapt. Dacă aveai de-a face cu un cetățean care este surdomut, nu începeai să țipi la el ca să se legitimeze. Constatai că... Deci tu trebuie să... Practic și o oarecare adaptabilitate la eveniment. Dacă aveai de-a face cu un cetățean beat, te comportai ca cu un cetățean beat. Adică nu poți tu să fii același indiferent de situație. În cazul acesta era vorba de doi părinți care au această situație dificilă în viață, doi copii cu sindrom Down. Foarte greu de luat de acolo de locul de joacă, foarte greu de blocat în demersul lor de a intra la locul de joacă. Sigur, e o situație complicată general. Dacă tu nu ai capacitatea de a te raporta la o situație complicată, ca la o situație complicată și tu vii și simplifici, da, domnule, nu mă uitați, n-ai ce să caute pe acolo. Am văzut că totuși sunt și oameni care au pactizat cu acest individ, au pactizat și au spus, da, domnule, dar legea e lege. Stai, domnule, legea e lege. Ce scuze asta că au sindrom? Ce dacă au sindrom? Legea este lege. Există genul acela de cetățean care ar fi făcut o figură foarte bună înainte de 89, domnule, ar fi stat acolo la intrarea în penitenciar și ar fi spus în anii 60, ar fi fost teribil. Oamenii ăștia ar fi zis, domnule, legea e lege. Ai vorbit urât despre conducerea țării, legea e lege, la pușcărie. Deci genul acela de oameni, sigur, ar fi făcut. Dar sunt tot aia care consideră că portul măștii e o formă de umilire? Nu, eu cred că aici sunt și cei care sunt excesiv în ideea aceasta. Adică, domnule, totuși e vorba... Dar de ce spun, de ce ai pomenit de portul de mască? Bună seara, Cristina Bălan. Bună seara, ne auzim? Sperăm să facem o figură frumoasă și cu sunetul. Dar până dăm de Cristina Bălan, domnule, ai remarcat că acest cetățean atât de riguros în privința respectării normelor epidemiologice era fără mască? Era fără mască, sigur că poți să spui, da, domnule, spațiul, dar când intri în cei 2 metri de distanțare... Era la un metru distanță. Era la un metru distanță. Nu avea nicio treabă cu normele epidemiologice, dar păzea toboganele alea. Da. Deci păzea toboganele alea, vă păzea spun. Toboganele. Putem să depozităm acolo rezerva în aur a României, domnule, că nu se apropie nimeni de ea. A stat omul ăsta cu, cum să spun așa, cu... Și-a apărat-o, cred că... Și-a apărat toboganul cu viața. Și-a apărat toboganul. Viața mă era. Jerfa de sânge a înaintașilor noștri pentru protejarea acestui tobogan. Răzvan în care se... Erau mai mulți polițai locali acolo. Era o serie. Era o serie. Sunt atât de multe probleme în atitudinea
angajaților poliției locale, înțeleg că e poliția locală sector 4, încât o să trăiască să ne decidem dacă vrem să le abordăm în ordine alfabetică sau cronologică. Dar până atunci, hai să începem discuția. Bună seara, Cristina, ne auzim? Bună seara, Radu, bună seara, România. Bună seara. Și Răzvan, colegul meu aici și de față. Da. Cristina, noi am văzut imaginile ulterioare începutului, pentru că ele sunt plecate de la un anumit moment al declanșării stării de nervi. Ceea ce ai trăit tu acolo nu am văzut. Adică a venit soțul tău în urma mesajelor pe care tu i le-ai dat. Ce s-a întâmplat înainte să înceapă filmarea? Înainte s-a întâmplat așa pe scurt și destul de schițat, o să spun rapid. Am intrat în parc, am văzut primul loc de joacă care era închis, am luat copiii de acolo, am spus că nu avem voie pentru că este închis. Am înțeles, am plecat mai departe, am văzut că urmează un spațiu foarte mare, unde le-am spus că pot să fugă, să alerge. Și ei, bineînțeles că abia așteptau acest moment, s-au desprins din mâinile mele și au alergat către celălalt loc de joacă. În acel moment vă spun cinstit că nu m-am gândit că și acel ar putea fi închis. Efectiv, eram cu gândurile mele, eram atentă la copii, în fine, și amândoi au luat-o, bugit-o către al doilea loc de joacă. Cumva pentru că ești vedetă, Cristina Bălan, că am văzut că există și acest argument, cumva pentru că ești celebră, te-ai gândit că acel loc ar fi deschis? Nu! Am văzut că există și acest argument. Dom'le, așa sunt celebritățile astea, dom'le, nu te înțelegi cu... Glumești. Nu, da. Nu m-am gândit că pentru mine ar fi deschis sau nu. Am văzut că era cel puțin un copil acolo care se juca. Problema a fost în felul următor. Da. Amândoi au luat-o la goană înspre locul de joacă, însă unul s-a răzgândit și s-a pus pe burtă, pe marginea bazinului cu apă care înconjoară acel loc de joacă. Celălalt era foarte hotărât și s-a dus direct pe pod. Și l-a trecut și s-a dus. Eu a trebuit să aleg în acel moment înspre care mă duc, fiind doar o singură persoană. Nimeni nu s-a oferit să mă ajute în acel moment, nici nu am cerut ajutorul, bineînțeles. Da. Dar un observator ar fi văzut că sunt într-o situație de genul ăsta. Un copil a fugit într-o direcție, un copil a rămas pe, dacă ar fi, sau dacă sunt camere de supraveghere în zonă, eu solicit autoritățile să ne arată filmările ca să probez ceea ce spun. Cu siguranță sunt și camere de filmat. Am rămas, am decis că copilul care stă pe burtă la marginea unui bazin cu apă și își tot bagă mânuțul și se joacă acolo, este în pericol imediat de a cădea acolo, deconștientizând faptul că se poate întâmpla asta. Am preferat să mă duc înspre el și să îl iau de acolo și să-l las pe celălalt să se ducă spre un loc de joacă, chiar dacă este închis. Da. Calculând riscurile și făcând așa, în cele câteva secunde pe care le-ai la dispoziție să iei o hotărâre. Bun, Cristina, și au venit polițiști, au năvălit acești polițiști locali, care nu sunt polițiști, sunt polițiști locali, trebuie menționat lucrul acesta. A venit o doamnă polițist local prima oară și peste pod îmi striga că trebuie să plec. Lucru pe care eu l-am confirmat, am spus, da, știu că trebuie să plec. Eram exasperată deja în momentul ăla, pentru că eu încercam de ceva vreme să convin copiii să plecăm. Știam că nu avem voie acolo, este evident acest fapt. Nu am negat, nu am spus că eu am meritam, că copiii mei speciali trebuiau să... Nu! N-am spus asta nicio clipă. Problema era în felul următor. Eu strigam la doamna polițist care nu voia să se apropie, stătea acolo peste pod și mă tot soma să plec, iar eu încercam să explic că nu am cum să plec, deci nu am cum în acest moment să plec, să părăsesc locul, să execut ordinul. Lucru care a deranjat-o pe ea, iar în momentul în care am spus că am o situație specială, am doi copii cu sindrom, dar probabil că a crezut că glumesc sau că fac mișto de ea. Vă spun sincer asta de ce? Pentru că din reacție ei s-a înțeles că nu mă ia în serios. A început să spună lucruri de genul, și eu am copii, adică ce, nu pot să iei de acolo, hai odată, n-aveți voie, plecați, unde ți-e autoritatea de părinte, sau unde vă este, nu că m-a tutuit sau ceva, nu vreau să spun acum. A fost o abordare greșită din partea ei, numai că nu voia să înțeleagă că nu am cum să părăsesc acel loc în acel moment. Eu încercam să-i strig de la distanță de 20 de metri aproximativ. Faptul că nu am cum să fac asta și în același timp căutam să-mi convin copiii să coboare, este un lucru atât de simplu. Adică nu s-a întâmplat nicio ilegalitate din partea mea, nu m-am dus în mod special acolo, s-a întâmplat să iau o decizie care a provocat această trecere ilegală într-un loc Cristina Bălan, suntem și presați de timp. Au un copil mic, nu al meu. Suntem presați de timp? Să mă duc. Nu avem buletinul la tine, nu? Nu aveam buletinul la mine pentru că era o oprire pur și simplu neplanificată de dragul copiilor care vedeau copii în alte parcuri pe lângă care treceam. Da.
și ieșind de la o oră de terapie, am considerat că ar merita o recompensă. Deci, adică venită de la terapie, ți-ai găsit energia de a mai merge cu ei și în parc și ai fost trecută ei, da, de acest individ prin aceste momente. Acum trebuie să întrerupem un pic discuția, să intrăm pe un fond separat, ne presează timpul. Da. Da, ne presează timpul. Eu două chestiuni am așa în vedere. Au fost invocate cumva ordonanțele militare de către... Da, a fost invocată ordonanța militară, care am înțeles că nici nu mai era în vigoare. Recunosc că nu știu toate aspectele. Este foarte ambiguă în acest moment situația. Nu e deloc ambiguă, nu e deloc ambiguă. Poliția locală nu mai are nicio atribuție în această stare de alertă. În stare de urgență erau valabile acele ordonanțe militare, nu mai stare de urgentă de o lună și jumătate. Deci, polițistul ăsta local din sectorul 4 a invocat ordonanța militară, care, bineînțeles, nu mai e în vigoare de când a expirat starea de urgență, adică de vreo lună și jumătate. Bun. Da, eu vreau să vă menționez un lucru. Eu nu m-am luat în gură cu ei să spun, dar de ce n-au voie copii, dar de ce că alte parcuri, stați copii, nu. Da, nu am spus acest dar lucru. Dar noi nu punem sub semnul întrebării anumite decizii, interdicția de la locul de joacă sau alte chestiuni. Puteau să aplice amendă dacă chiar considerau ca atare. Pe mine alte lucruri mă pasionează. Deci au invocat o ordonanță militară, ceea ce nu există din punct de vedere legal în momentul de față în vigoare. Și m-au atins fizic, m-a luat individul respectiv, polițistul local cu care noi aveam poate depune o plângere pentru purtare abuzivă. Da. M-a luat de braț să mă oprească în momentul în care am spus eu am să plec acum la mașină, rămâne tot. Da. Că se legitimează el, că preia el toată situația, să mă lase să plec pentru că ploua și nu numai pentru că ploua, pentru că copiii nu era normal să fie expuși. Eu am plecat. Da. Și înțeleg că a fost și nemulțumit că e filmat și a invocat GDPR-ul. Da. Deci, acum, dincolo de modul în care s-a raportat el uman la această situație, dincolo de modul în care a gestionat-o, eu nu știu, ai avut ocazia să vorbești cu cineva din primăria sectorului 4, că acești foști gardieni publici sunt în autoritatea primării. Da, că au șef acolo pe domnul Goleac. Mă rog. Am vorbit un pic mai sus, am primit scuzele de rigoare, adică cele pe care le consider normale într-o situație de genul, chiar de la domnul Băluță. Deci primarul știe momentul de față care e situația. Sigur că da, știe. De dimineață mi-a trimis mesaj, am fost sunată de îndată ce am răspuns acelui mesaj. Am fost asigurat că nu vom avea repercusiuni, nu se va întâmpla nimic, nici o amendă, pentru că ar fi strigător la ce să se întâmple asta. Pentru că nu ne interesează ce se întâmplă cu un polițai local. Ei vor fi sancționat, se vor lua măsurile necesare, se întrunește o comisie de specialitate pentru a cerceta cazul și pentru a discuta, evident, a lua declarațiile acelor. Bun, frumos din partea lui că a acționat în mania aceea. Cristina Bălat, trebuie să întrerupem pentru că trebuie să luăm o pauză. Mulțumim pentru intervenția. Vreau să mai adăugăm până în pauză. Da. Dom'le, faptul că nu e normal să avem un polițist local care de o lună jumătate normal să avem poliție locală. Deci poliția locală este o instituție parazită a statului român. Deci în momentul de față sunt mai bine plătiți și mai bine dotată decât poliția adevărată. În primul rând, uniformele pe care le au, că ați văzut și ieri în cazul Nicuș Ordan, sunt uniforme construite de așa natură, gândite de așa natură încât să imite uniformele poliției adevărate, induc în eroare. Oamenii care lucrează acolo dau dovadă de lipsă de profesionalism. Ăla de ieri, ați văzut, dirigea mașinile de gunoi, nu le amenda pentru turboia niște publice. Ăsta crede că ordonanțele militare sunt în vigoare și nu știe că poate fi și trebuie filmat ca polițist local în spațiu public. Luăm o scurtă pauză de publicitate, că avem publicitate să dăm și altora și ne întoarcem ulterior. Ai cumpărat inteligent și cât ai zice pește?